E bine sau nu să vorbești cu copiii despre sex? Eu zic că e minunat, chiar recomandat. O franțuzoaică a făcut în timpul pandemiei o aplicație împreună cu fiii ei de 16 ani, care include kitul pentru prima dată când faci sex. Aplicația învață pe copii nu doar să folosească un prezervativ. Sunt videoclipuri în care unul dintre puști stă de vorbă cu un antrenor de sex care explică pe limba lui toate curiozitățile. Aplicația are un ghid pentru preludiu, lecții despre cum pot copiii să depășească anxietățile sexuale și care e cea mai bună poziție când o faci prima dată. Sexul e ceva normal, nu ar trebui să fie subiect tabu între părinți și copii, crede mama care a venit cu ideea kitului pentru sex. Pentru copiii care nu au parte de astfel de discuții nici cu părinții, dar nici la școală, profa de sex devine actrița din filmele pentru adulți. Mi-au spus fetele că îmi este rușine să vorbesc acasă, îmi este frică de mama și înțeleg, pentru că părinții sunt stricți, așa și trebuie să fie. Majoritatea cred că aveau, dar nici nu aveau 18 ani. Mă întreabă băieții în special cum să-mi fac prietena, să fac anal. Le dau câteva sfaturi, le spun să nu, dacă ea nu vrea, să nu încerce, pentru că nu are rost. Bun, vorbim despre acest subiect cu Bogdan Morar, psiholog clinician. Bogdan, bună seara! Ce le spunem copiilor și adolescenților despre sex? Este și o întrebare, este și o afirmație, pentru că există o carte exact cu numele ăsta pe care eu am cumpărat-o. Eu îi citesc fetiței mele și povestesc despre sex de când avea 3 ani, pentru că există acolo informații structurate pe grupele de vârstă, inclusiv grupa de vârstă 3-5 ani. Desigur, cu noțiuni, informații pe care copilul să le poată înțelege și să fie potrivite vârstei lui. Această aplicație, cât de binevenită este, ce le spune copiilor și adolescenților despre sex și, foarte important, cine le spune? Eu mă bucur că avem o doamnă care face o astfel de aplicație, dar să nu ne trezim peste noapte că toți, mai ales în România, suntem experți și ne dăm așa cu părerea și facem aplicații de genul acesta, pentru că putem face mai mult rău decât bine. Ia să-mi dai și mie cartea asta. Absolut. Mai ești adolescent, măi. Foarte bine că ai început de vreme, practic la o vârstă foarte potrivită, de altfel. Le spunem exact ceea ce au nevoie să afle în funcție de vârsta lor. Tot timpul trebuie să adaptăm conținutul capacităților cognitive și emoționale. Ideea educației sexuale și aplicației despre care menționai este să îi pregătească pe copii și adolescenți să devină adulți responsabili.